Mai mult de o treime din populația Republicii Moldova este reprezentată de tineri și tinere. Tinerii și tinerele se numără printre protagoniștii forumului pentru egalitate, generația egalității de gen, care începe în Mexic astăzi la ora 15:00 și va culmina la Paris în iunie 2021. Acest forum este o reuniune mondială destinată egalității de gen, care a fost convenită de UN Women în parteneriat cu guvernele Mexicului și al Franței și cu implicarea activă a partenerilor din cadrul societății civile și în special a organizațiilor de tineret. Cu această ocazie organizăm astăzi acest Gender Debates Cafe, care își propune să ofere o platformă tinerilor și tinerilor activi, care își vor împărtăși experiența lor inspirațională, dar și ideile. Cunoaștem bine că atunci când tinerii și tinerele sunt implicați activ în procesele de luare deciziilor, atunci comunitățile devin mai sigure și mai inclusive. Participarea acestora la procesele decizionale, atât formale cât și informale, este în primul rând un drept uman universal și înseamnă crearea de oportunități, dar și sprijinirea acestora astfel încât tinerii să se poată implica activ în influențarea, elaborarea și dezvoltarea politicilor. Dar nu doar a politicilor, ci și a programelor și serviciilor destinate comunităților. Grupuri consultative pentru tineri, focus grupuri, sau un dialog continuu și susținerea proiectelor realizate de tineret sunt doar câteva exemple de participare a tinerilor în viața publică. Pe lângă impactul pozitiv pe care tinerii îl au asupra societății, cercetările arată că participarea lor activă la procesele de luare deciziilor și dezvoltarea comunității contribuie semnificativ la creșterea stimei de sine, încrederii în sine și la responsabilitatea tinerilor, dar și a implicărilor sociale. Care este realitatea din Republica Moldova? Care este rolul tineretului în procesele decizionale, contribuția lor la promovarea egalității de gen, dar și rolul lor în promovarea dezvoltării durabile? Despre aceste subiecte vom discuta astăzi, împreună cu invitații și invitatele noastre. Eu mă numesc Alina Cebotar și sunt o feministă activistă, iar alături de noi astăzi îi avem pe Anastasia Suslov, activistă și fondatarea Fridays for Future Belts, Petru Grecu, directorul Centrului Municipal de Tineret din Chișinău, Romanița Rădița, membră a Consiliului Local al Tinerilor din orașul Drochia, Zahari Dolomanji, directorul Centrului de Tineret Axis, pe lângă Asociația Obștească Tineretul Găgăuzei. Înainte de a începe, totuși, aș dori să-i ofer un cuvânt de salut doamnei Duminica Stoienoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova. Duminica, poftim! Thank you, Alina, and good afternoon to everyone. Ziua tuturor! Este o plăcere să fac parte la activitățile la Gender Debates Cafe. Noi am avut grupuri de experți la acest subiect. Am discutat inclusiv implicarea tinerilor în subiecte de egalitate de gen și este bine că începem în această activitate chiar înainte de începerea forului de la Mexic. Forul de la Mexic a fost inițiat anume în calitate de un for de solidaritate globală, unde dorim să vorbim despre egalitate de gen, despre provocările cu care ne confruntăm. Într-un fel, forul de la din Mexic este un for pentru implicarea a lobiștilor din societatea civilă, a reprezentanților tineretului și de implicarea delegațiilor de cel mai înalt nivel. Vom avea acolo, în calitate de speaker, pe Vera Pablo, care face parte din Generation Equality Youth, grupul de așa se numește grupul de acțiune. Și am văzut că, începând cu 1995, atunci când a fost abordată declarația de la Beijing, cel mai mare angajament pentru egalitatea de gen, de atunci vedem progrese care au culminat anul trecut cu ocazia aniversării de 25 de ani.
Da, într-adevăr, am văzut progrese în mai multe domenii. Am redus mortalitatea maternă, am redus inegalitățile în acces la educație la nivel global. Dar vedem că progresele realizate sunt totuși lente. Noi ne așteptam la ceva mai mult și ceva mai rapid. Și vedem că progresele sunt nu doar lente, mai vedem și situații când vedem și regrese la capitolul avansare egalității de gen. Deci trebuie să mergem mai rapid, avem nevoie de o abordare transformativă. Trebuie să mergem cu un pas diferit, să realizăm agenda de transformare, pentru că ceea ce am văzut în cursul anului trecut, o pandemie globală care ne-a afectat pe noi toți, dar ne-a afectat într-un mod neproporțional. Și am văzut că femeile au fost în prima linie în combaterea pandemiei. Majoritatea lucrătorilor medicali, angajaților din sistemul medical, sunt femei. Dar până la urmă, ele au lucrat. Dar când era vorba de luarea deciziilor, grupuri de acțiune, grupuri de experți, doar 25% din componența acestora au fost femei. Și am văzut un impact neproporțional asupra femeilor. A fost o creștere bruscă în violență, în familie. Mai multe femei s-au confruntat cu o povară sporită a muncii casnice neplătite. Am văzut și mult șomaj în sectoare unde sunt angajate mai multe femei și care au fost la fel afectate. Deci acest impact neproporțional a avut loc din cauza inegalităților care au existat, din cauza faptului că am progresat lent la capitolul egalitate de gen. Și acum revenim de la o ședință globală, Comisia Interguvernamentală privind statutul femeilor, și am văzut acolo niște momente care ne încurajează. Membrii au fost de acord cu niște concluzii foarte importante, în special în ceea ce privește implicarea tinerilor, implicarea mai activă a tinerilor, mai ales la capitolul asigurarea egalității de gen. Pentru că am văzut la nivel global femeile tinere, reprezentanții în Parlament, în organele legislative, reprezentanța lor este mică, mai joasă de 40%. Deci trebuie să discutăm despre aceasta. Trebuie să accelerăm progresele, să vedem cum putem implica tinerii, bărbații, tinerii băieți. Și trebuie să vorbim despre feminism, să le explicăm ce înseamnă aceasta, pentru că este vorba de egalitate. Este vorba de egalitate de gen și avem în acest sens promotori care se proclamă feminiști și dacă noi ne dorim să realizăm progrese în acest sens, trebuie să muncim, să discutăm cum să revenim mai bine, să vedem cum putem să lucrăm cu provocările cu care ne confruntăm la capitolul schimbare climatică, dezastre naturale. Deci avem nevoie de voci care să fie pe picior de egalitate. Tocmai de aia și discutăm astăzi. Noi dorim să discutăm rolul tinerilor și tinerelor în luarea deciziilor la nivel local, național. Vocile lor să fie auzite, să fie înțelese, să fie ascultate. Nu mai putem continua așa cum am făcut anterior. Deci aștept cu interes acest dialog, să vă ascult pe toți, pe Anastasia, pe Petru, pe Zaharii. Sper că nu vă supărați că vă numesc pe nume. Și voi fi o ascultătoare activă, am să-mi fac notițe și am să văd cum din recomandările noastre putem continua dialogul și cum putem întreprinde diverse acțiuni. Și am vorbit un pic mai mult decât m-am așteptat, dar sper că a fost util. Alina, atât din partea mea. Aceste cuvinte de încurajare, cred că este foarte important să vorbim despre vocea tinerilor, pentru că, cum ați menționat, inegalitatea începe inclusiv și atunci când vocile nu sunt auzite și atunci această ocazie este anume pentru a oferi o platformă în care tinerii și tinerile din Republica Moldova își pot face auzită vocea și pot să se implice activ, inclusiv și cu recomandări concrete. Deci eu vă invit să începem discuția de astăzi
Dar înainte de asta, vreau să vă invit să adresați propriile întrebări, dacă le aveți, sau comentarii, în secțiunea comentarii din acest live, iar eu le voi adresa ulterior invitatelor și invitaților de astăzi. Deci, să începem. Eu aș dori să încep și să adresez o întrebare Anastasiei. Deci, dragă Anastasia, tu ești o activistă foarte tânără și eu știu că ai implementat deja câteva proiecte pentru a promova egalitatea de gen în comunitatea ta, dar și pentru a vorbi despre feminism și de ce este atât de important feminismul în societatea noastră și în ziua de astăzi. Te rog frumos să ne povestești un pic de ce ai decis să te implici în promovarea și susținerea egalității de gen, dar și cum arată, cum este, cum simți tu că este experiența ta de activistă la firul ierbii. Mersi mult! Bună tuturor! Mă numesc Anastasia și sunt extrem de încântată să fiu astăzi aici, să mă împărtăș cu experiența mea. Sunt sincer și puțin emoționată. Deci, vă salut de la nordul țării, mă numesc Anastasia și sunt elevă la liceu. Cum a menționat Alina, sunt activistă de mediu și mai nou, actualmente, sunt promotoarea drepturilor omului și a egalității de gen. Și dacă să mă gândesc de unde a luat asta început, păi este o istorie destul de amuzantă. Pentru că, cât de straniu n-ar suna, activismul meu a luat început în troleul 22 din Chișinău, când împreună cu Constanța Dofătaru mergeam și discutam despre compost, proiecte urbanistice și la un moment dat ea mă întreabă, dar nu vreți să faceți un marș a solidarității la Bălți? Și mi-a zis că, da, deși nu aveam o bază puternică și o, nu știu, o opinie proprie la acel moment despre subiectele abordate. Aveam doar niște informații generale și atât. Ei bine, am organizat noi acel marș a solidarității împreună cu alți tineri și tineri. Și cred că atunci a fost prima dată când am dat fața cu nedumerirea și hate-ul unor persoane. Și atunci am auzit și primele fraze sexiste. Și cumva asta m-a pus pe gânduri și am început o analiză proprie a situației și ceea ce se întâmplă. Și am ajuns la niște concluzii foarte, nu știu, interesante, pentru că niște lucruri banale și niște normalități infiltrate în creierul meu, de fapt, s-a convins să nu fie atât de ok, pentru că am înțeles că nu este atât de ok ca fiind fată, eu să nu pot să merg pe trotuar fără a fi fluierată sau claxonată de mașini. Fiind fată, nu e ok ca noaptea, fără să mi se zbată inima ca la iepure, să merg pe stradă concomitent cu o altă persoană sau să trec pe lângă o gașcă de oameni, mai ales în stare de ebrietate. Nu este ok că pentru a mă simți mai în siguranță trebuie mereu să am ok în mână sau să vorbesc la telefon cu cineva și cred că lista asta ar putea fi continuată la nesfârșit. Și uite că atunci mi-a apărut primele gânduri, da, ce pot face eu cu asta, cum eu să mă protejez pe mine și de asemenea mă gândeam că în astfel de situații se află și multe alte fete. Și în vara anului trecut am avut o ocazie extraordinară de a participa la o Academie de Liderism Feminin, unde sigur am preluat niște informații și cunoștințe noi, care cu siguranță mă ajută astăzi în ceea ce fac. Dar am întâlnit și niște doamne extraordinare, cu experiență atât de frumoasă și cu un background atât de bogat, care cumva, cred eu, au plantat acea semință a inspirației pentru mine și cred că de acolo am decis că, uite, vreau și eu să plasez o amprentă și să am un impact cât de micuț n-ar fi în promovarea egalității de gen, cel puțin la mine în comunitate. Și după mai multe confruntări, nu știu, frământări interioare, am decis să implementez un proiect. Un proiect care ar promova feminismul, egalitatea de gen, drepturile femeilor.
în special în rândul tinerilor, pentru că tinerii sunt generația care, la siguranță, va face acea schimbare. Doar trebuie un impuls și un impuls. Am decis, de ce să nu le ofer eu acel impuls? Sinceră să fiu, am avut și mici și mari dificultăți pentru că mă confrunt cu o deficiență de vedere și calific asta ca o dizabilitate care uneori îmi pune mici piedici. Dar în pofida acestor dificultăți, eu merg înainte pentru că am un scop. Am un scop ferm care vreau să-l ating. Și am avut multe provocări, dar împreună cu alți tineri care sunt susținători activismului și au fost alături, am implementat cu succes proiectul care a avut loc în luna martie, de 8 martie, și pentru că ador activitățile în care tinerii prin o modalitate mai interactivă și mai captivantă pentru ei își dobândesc niște cunoștințe la mod teoretic și practic. Am avut parte de un quiz tematic despre feminism, egalitate de gen, drepturi femeilor, doamne de succes, stereotipuri, prejudecăți, discriminare. Tinerii, la mod practic, au putut de asemenea să împărtășe acele cunoștințe într-o misiune imposibilă în comunitatea din care facem parte și a fost extraordinar să văd activismul și dorința tinerilor de a contribui și ei. De asemenea, am avut o activitate, un eveniment, discuții non-formale cu persoane active, activiști, activiste și doamne de la guvernare, din politică, care au vorbit la subiecte dureroase, dar reale, care la sigur au sensibilizat tinerii și au povestit despre experiența lor, care cred eu că asta este o metodă foarte, foarte utile, când cineva vine și îți povestește despre experiența sa și am vrut să transpun acea experiență trăită la Academie pentru tinerii dați, pentru că, la sigur, ei au fost inspirați și deja se văd unele rezultate, pentru că ei au devenit mai operativi și au început să vorbească despre anumite subiecte, atât și în rețele de socializare, dar, cred eu, și în familia lor și cu prietenii. Aș veni cu niște sfaturi pentru persoanele care... Da, eu chiar îmi cer scuze că te întrerup, de chiar aici voiam să privire la sfaturi și recomandări și aș vrea chiar să te rog să vii cu niște recomandări, pentru că ai menționat ceva foarte interesant. Tu ai spus că alte persoane te-au inspirat, da, să devii o activistă și cred că asta este extrem de important și de asta noi dorim să avem un dialog cât mai frecvent ca să inspirăm și alți tineri și tineri, de ce nu, ca să devină la rândul lor activiști și activiste. Dar noi am spus și mai devreme, vrem ca să auzim și niște recomandări din partea voastră sau ne-am dorit asta pentru ca autoritățile, societatea, dar și donatorii să le poată auzi aceste recomandări și de ce nu să le ia în considerare. Deci, întrebarea mea ar fi, cum pot tinerii și tinerile să înceapă propriul activism? Pentru că tu ești foarte tânără. Și dat fiind faptul că ai vorbit despre deficiența ta de vedere, aș vrea să te întreb cum putem noi asigura în mod practic un activism inclusiv. Am să încep cu a doua întrebare, pentru că mi este mai apropiată și da. Nu știu, vin cu mai multe câteva recomandări, cred că din diferite perspective. În primul rând, vreau să încurajez persoanele care sunt martori sau observă o persoană care are acea flacără și vrea ceva să facă schimbare, dar din diferite motive, dificultăți, nu știu, este stopat. Eu vă recomand să-i îndrumați, să-i încurajați și să le oferiți un suport emoțional sau fizic care i-ar încuraja, dar nu o faceți în exces, pentru că grija excesivă dăunează uneori și persoana trebuie să fie și independentă, necătând la unele dificultăți. Iar persoanele poate care ne urmăresc și se regăsesc în pielea mea, eu vă încurajez și chiar sper că veți avea curajul să fiți bravi și să începeți să vorbiți, să spuneți ce nu vă place, să vă exprimați.
Și aveți suportul meu pentru că am trecut prin multe chestii și chiar vreau să încurajez asemenea tineri. Iar pentru unele organizații sau, eu nu știu, aș recomanda acest activism sau acești tineri să fie promovați și încurajați prin diferite proiecte, prin activități, evenimente, prin simple discuții cu ei, pentru că uneori poate ne simțim mai inferiori pentru că nu suntem atât de egali posibil și este nevoie puțin de, nu știu așa, o încurajare uneori. Dar dacă se spune despre activism și cum tinerii ar putea să înceapă activismul, vine, activismul este foarte divers. E important să-ți găsești metoda ta cât mai creativă și originală care ți este aproape sufletului. Și eu cred că activismul poate începe de la o singură, simplă postare pe rețele, unde tu îți spui doar opinia, poziția, gândurile și, sigur, se vor găsi persoane care te vor susține, dar care puțin poate și nu vor fi de acord cu tine. Dar eu cred că trebuie să mergi mai departe și să experimentezi cu evenimente, să implici diferite persoane, comunitatea și niciodată să nu ai limite și frici, pentru că limitele sunt impuse tot de noi și de societate. Iar cred eu rețeta unui activism eficient este să ai un scop bine determinat care te va călăuzi tot drumul tău și, indiferent de dificultățile pe care le întâlni, el te va ghida. Perseverență și muncă, pentru că trebuie să ai încredere în tine și în ceea ce tu crezi și mereu să depui muncă. Munca asiduă și să investești în tine și în dezvoltarea ta personală. Și vă aduc aminte că noi suntem schimbarea pe care o vrem în societate, de la noi începe totul. Și iarăși mă repet, fără limite și fără frici. Iar pentru a finaliza mai frumos, vreau să vă aduc cuvintele marelui Remarque, care spunea că atâta timp cât noi nu ne dezamăgim în noi și în propriile forțe, atâta timp noi putem să ne schimbăm sau să fim mai puternici cât propriul destin, pentru că noi îl creiem. Fiți bravi și activi, dragi tineri! Aveți toată încurajarea mea și eu sper că vom avea o societate care ține la egalitatea de gen, drepturi egale și tot ce mai frumos. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Anastasia. Cu privire la egalitatea de gen, chiar aici văd o întrebare. Acum, dacă poți, pe scurt, să răspunzi la această întrebare. Deci, întrebarea este, cum percep tinerii de vârsta dumneavoastră, deci tinerii, perspectiva egalității de gen? Deci, cum văd egalitatea de gen? Eu cred că, cu regret, cu regret există o amprentă post-sovietică sau, nu știu, care cumva ne limitează în perceperea corectă a egalității și ne impune mai multe stereotipuri. Dar tinerii care este generația nouă, eu cred că ei chiar optează și vor asta, pentru că tinerii încep să se afirme prin modul său, cum arată, prin aspect, prin modul de a comunica și sunt niște semne evidente că tinerii aspiră spre egalitate de gen. Mulțumesc foarte mult! Eu cred că este foarte încurajator acest răspuns și eu la fel, eu sunt de acord cu tine și chiar cred că asta este important. Mulțumesc mult, Anastasia, și acum mă propun să adresăm o întrebare, sunt mai multe întrebări următorului tânăr din ziua de astăzi, din discuția de astăzi. Acesta este Petru Grecu. Petru, ești directorul unui centru municipal de tineret. Deci asta presupune că ai experiență destul de vastă în interacțiune și colaborare atât cu tinerii, dar și cu APL-ul, deci autoritățile publice locale. Ai putea, te rog frumos, să ne spui, în opinia ta, care sunt aspectele importante pe care autoritățile publice locale, care sper că acum poate le urmăresc, ar trebui să le ia în considerare în momentul în care dezvoltă și prestează servicii destinate tinerilor, dar și de ce, în opinia ta, este foarte importantă participarea tinerilor? Mulțumesc!
Bună ziua tuturor, bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a vorbi în primul rând despre implicarea tinerilor în procesul decizional, a vorbi despre serviciile pe care le prestează centrele de tineret din Republica Moldova, dar am să mă axez acum exclusiv pe activitatea Centrului Municipal de Tineret Chișinău. Tinerii sunt, de fapt, o forță motrice în societatea noastră, lucru care autoritățile publice locale ar trebui să ia în foarte serios, pentru că anual tinerii încearcă să se implice în procesul decizional, implicându-se prin diferite, hai să zicem, propuneri care vin către autoritățile publice locale atunci când este vorba despre aprobarea bugetului local pe segmentul de tineret. Dacă să vorbim despre acțiunile care, hai să zicem, le fac tinerii din capitală, dar și din întreaga țară, pentru a veni cu propuneri pentru autoritățile publice locale, atunci sunt mai multe acțiuni care sunt realizate. Iar unul din aceste acțiuni care este realizat și în municipiul Chișinău este vorba despre acel sondaj de opinie în rândul tinerilor, care este realizat pentru a identifica necesităților tinerilor cu vârsta de la 14 la 35 de ani. Dacă să luăm, spre exemplu, rezultatele sondajului din anul 2020, care a fost realizat de către tineri, pe un eșantion de 1000 de tineri, atunci totuși la întrebarea cât este de importantă implicarea tinerilor în procesul decizional, avem un număr de 34% din tineri care consideră că implicarea tinerilor în procesul decizional este una foarte importantă, 53% zic că totuși este importantă implicarea tinerilor în procesul decizional. Ori acest lucru denotă din faptul că tinerii sunt un pic și dezinformați sau puțin informați despre posibilitățile lor de implicare în procesul decizional. Dacă e să vorbim despre cât de important este participarea tinerilor în procesul decizional, mai ales la nivel de autoritate publică locală pentru elaborarea politicilor în domeniul tineret, atunci vreau să zic că este foarte important pentru că fiecare autoritate publică locală are buget predestinat sectorului de tineret. Iar acest buget trebuie să fie planificat, gestionat alături de tineri, alături de consilii locale, consilii municipale de tineret. Ori acest lucru este realizat anual, atunci la final de an, când se fac prioritățile, tinerii trebuie să meargă la autoritățile publice locale și să vină cu propuneri. Uite, tinerii vor astfel de activități, vor astfel de programe de dezvoltare personală, iar autoritățile publice locale ar trebui să coboare urechea la acești tineri, să discute cu ei și să ia decizii în direcția corectă. Dacă e să vorbim despre Centrul Municipal de Tineret, atunci noi suntem o instituție publică, prestatoare de servicii prietenoase pentru tinerii din capitală. La fel, noi avem o relație foarte bună cu tinerii din capitală. Chiar de când s-a deschis centrul de tineret, primul lucru pe care l-am făcut a fost să chemăm toate organizațiile de tineret din Chișinău pe o platformă unică de comunicare ca să avem, hai să zicem, un plan de activitate care să răspundă la necesitățile tinerilor, să realizăm împreună proiecte pentru tineri, ca fiecare organizație, indiferent de domeniul în care el este, să contribuie cumva la dezvoltarea sectorului de tineret din capitală. Fapt care ne-a reușit și mă bucur foarte mult că deja pe parcursul a 2 ani de zile avem o colaborare frumoasă cu multe organizații de tineret din Chișinău și atunci când vorbim despre participarea tinerilor, acest lucru este foarte important pentru noi, pentru că în baza acestui sondaj, spre exemplu, care este realizat anual, centrul nostru își planifică activitățile și își prioritizează serviciile de tineret în dependență de necesitățile tinerilor. Ori cunoaștem că astăzi noi trebuie să ne adaptăm tinerilor, trebuie să adaptăm programele noastre conform necesităților tinerilor și tot timpul trebuie să venim cu ceva nou ca să le atragem atenția și să fim, hai zicem, așa cool, da, în rândul tinerilor. Asta încercăm să facem și muncim foarte mult la aspectul ăsta, dezvoltăm diferite programe, începând cu dezvoltarea abilităților antreprenoriale, deghidare în carieră,
hai să zicem, abilitarea voluntarilor, pentru că făcând acest sondaj pe care l-am avut și în anul 2020, mulți tineri ne-au spus cam ce servicii ar trebui să preseze centrul de tineret și aici a venit cel mai mare răspuns: servicii de ghidare și orientare în carieră. Al doilea serviciu este serviciul de IT, serviciul de stabilirea unor parteneriate de stagii de practică. Noi încercăm să dezvoltăm astfel de servicii pentru că considerăm că ele sunt foarte oportune și necesare pentru tinerii, pentru tinerii noștri. Din păcate, nu putem să acoperim toate necesitățile tinerilor, pentru că, în primul rând, este lipsa de lucrători de tineret care ar putea să facă acest lucru și din acest motiv încercăm cumva să facem parteneriate cu organizații de tineret sau instituții ale statului care să ne ajute să prestăm acest servicii la un nivel destul de calitativ. Mulțumesc mult, Petru. Ai menționat ceva care cred că este important să reținem. Ai spus că tineretul, din păcate, uneori este prea puțin informat și atunci eu propun să folosim și acest spațiu ca să informăm un pic mai mult tinerii și tinerile, în special din orașul Chișinău. Și atunci te-aș invita să vii cu câteva recomandări. Și acestea ar fi, deci ai răspunde la următoarele întrebări, deci cum pot fi accesate serviciile și programele pentru tineret. Și a doua întrebare ar fi cum ar putea fi consolidate relațiile între APL și tineret. Mulțumesc, Alina, pentru întrebări. Vreau să zic că, de fapt, accesarea serviciilor pentru tineri este foarte simplă. Mulți tineri ne întreabă odată ce a apărut Centrul Municipal de Tineret, pentru că noi avem în mai 2 ani de zile de activitate și foarte mulți tineri întreabă, dar serviciile voastre sunt gratuite sau ce trebuie să fac ca să accesez serviciile pe care voi le prestați? Sunt foarte multe întrebări la care noi ca prestatori ne spar foarte, foarte simple, dar pentru mulți tineri sunt întrebări la care noi trebuie să găsim răspuns. Și am lansat o campanie, campania Sunt Tânăr, Sunt Informat, prin care mergem în instituții de învățământ, atât preuniversitare, cât și universitare, ca să informăm tinerii despre ce înseamnă un serviciu de tineret, ce înseamnă să faci voluntariat, cum poți să te implici, cum poți să obții un carnet de voluntar. Deci toate momentele astea sunt foarte importante pentru tineri. Mulți tineri nu cunosc despre existența legii cu privire la tineret, legea cu privire la voluntariat, care de fapt oferă o super mega oportunitate pentru toți tinerii din Republica Moldova. Și atât vreau să zic că serviciile pe care le prestează Centrul de Tineret, toată informația o pot găsi pe pagina noastră de Facebook, pe rețelele sociale mă refer, suntem activi și pe Instagram și pe Telegram, Facebook. Dar cel mai ok este, evident, atunci când vii la centru de tineret, vezi spațiile prietenoase care sunt pentru acești tineri și doar atunci poți, de fapt, să înțelegi câte oportunități ai și cum te poți implica. Noi am avut tineri care, hai să zicem, vedeau postările noastre pe Facebook, pe Instagram, erau poate reticenți să vină să vadă ce înseamnă centrul de tineret, dar ne bucurăm că după ce au venit la noi, au și rămas ca voluntari și sunt foarte, foarte activi și se implică. Acum, ca să răspund la a doua întrebare ce ține de relația dintre APL și tineri sau ce ar trebui să facă tinerii, în primul rând trebuie să fie mai vocal, trebuie să meargă la autoritatea publică locală cu proiecte sau idei concrete. De ce am menționat la început despre realizarea unui sondaj? Eu cred că tinerii trebuie să meargă la autoritatea publică locală cu date concrete, cu statistică, să întrebe tinerii din localitate care sunt problemele și necesitățile lor, în așa fel încât doar să meargă la autorități și să înainteze aceste necesități pe hârtie, având în spate, de fapt, niște date, niște date statistice. Mai apoi sunt și alte acțiuni care duc la discuții cu autoritățile publice locale. Sunt mesele rotunde, forumuri locale prin care sunt invitați decidenții și discută cu tinerii despre problemele care le au. Tinerii vorbesc la acest forum sau la această ședință despre necesitățile lor, iar autoritatea publică locală încearcă să planifice buget pentru aceste proiecte, pentru aceste necesități, pentru anul următor bugetar. Eu cred că tinerii trebuie să aibă
o comunicare sinceră cu autoritățile și invers. Autoritatea la fel trebuie să fie sinceră atunci când merge vorba despre tineri și să discute, să facă cât mai multe, nu știu, discuții cu aceștia, poate nu o dată în an în cadrul unui forum, dar o dată în lună, autoritatea publică locală să discute cu tinerii și să vadă care sunt problemele lor și cum autoritatea publică poate să se implice ca să rezolve aceste necesități ale lor. Mulțumesc foarte mult, Petru. Eu cred că încurajez și eu la fel tinerii și tinerele să se implice tot mai mult și mulțumesc pentru exemplu și pentru exemple concrete pe care tu ne le-ai oferit astăzi și cred că poate chiar dacă sunt unii tineri și tinere care se simt un pic mai reticenți și reticente ca să acceseze, să meargă direct la APL, cred că ar fi binevenit să se adreseze unui centru de tineret, să facă parte, să devină parte a comunității și împreună să facă vocea lor auzită, pentru că cunoaștem bine că atunci când suntem mai multe persoane împreună și promovăm o cauză, atunci avem și mai multe forțe, dar și vocea este mai bine, suntem mai vocali, devenim mai vocali, cum ai spus și tu. Îți mulțumesc foarte mult! Acum o să trecem la următoarea tânără, care este tot foarte tânără, eu cred că este cea mai tânără de astăzi. Îmi permit să spun asta, sper, Rumânița, că nu este o problemă, că am menționat asta, dar eu am rămas impresionată de vârsta ta sau de activismul tău de pe băncile școlii, practic. Și voiam să zic că, da, participarea tinerilor, de fapt, poate începe chiar și la o vârstă foarte mică, iar cazul tău vorbește foarte mult în acest sens, pentru că tu ești o elevă, ești în clasa 8-a, dacă nu mă greșesc corect, și ești membra Consiliului Local al Tinerilor din orașul Drochia. Știu de asemenea că ești o apărătoare sau o susținătoare aprigă a participării femeilor în viața publică și viața politică. Te rog frumos să ne povestești de ce ai decis tu să devii membra acestui consiliu și, în opinia ta, de ce este atât de important ca fetele și femeile să participe activ la procesele decizionale. Aici mă refer atât la Consiliul de Tineret, dar și, de ce nu, la funcții publice, precum, nu știu, o primară. Bună ziua! Mă numesc Rădiță Romanița. Sunt din satul Gribova, raionul Drochia. Am 14 ani și sunt elevă în clasa 8-a. Deci vreau să spun că Consiliul nostru s-a format nu de mult. Nu am avut șansa să realizăm foarte multe, deoarece din cauza pandemiei, așa că facem doar ședințele online, însă sperăm că vom avea foarte multe realizări în viitor foarte frumoase. Și deci eu am ales ca să fiu membra Consiliului Local, deoarece știam că odată ce o să particip, o să capăt mai multă informație, o să mă dezvolt pe plan propriu, o să cunosc cât mai multe persoane, o să mă învăț să scriu proiecte și așa mai departe. Vreau să spun că chiar este foarte important ca fetele și femeile, mai ales rome, să participe activ în viața societății, deoarece această discriminare din trecut, cred eu că încă și-a lăsat amprenta și în ziua de astăzi. Și atunci când orice femeie sau orice fată își dă voce, își spune părerea și se implică chiar și în cel mai mărunt lucru, cred că încă o dată succesul și victoria împotriva discriminării femeilor se capătă și în acea zi. Da, mulțumesc mult, Romanița. Și dacă totuși tu ai spus că ai decis să devii membru pentru a fi mai informat, pentru a învăța lucruri noi, eu te rog frumos să vii și tu la rândul tău cu niște recomandări și să ne spui cum am putea noi, societatea, dar și de ce nu școlile, cum ar putea încuraja fetele să se aplice mai activ în viața publică și cum putem asigura inclusivitatea, pentru că tu ai vorbit despre comunitatea romă și cred că este foarte important aici să vorbim și despre inclusivitate.
Da, deci eu de mic copil, dar și în ziua de astăzi, am avut un prea frumos exemplu lângă mine, care este mama mea, este mediator comunitar și consilier și cred că ea m-a motivat foarte mult ca cumva să fac unii pași și să activez în comunitate. Vreau să spun de fetele rome că tradițiile rome sunt, în primul rând, foarte frumoase. Și mă mândresc cu ele și vreau să spun că ele din trecut s-au păstrat și acum și noi încercăm să le promovăm. Dar uite că aceste reguli pun ca fetele rome să se mărite la vârsta de 14-15 ani și atunci aceste tradiții ar mai trebui un pic schimbate. Și ar fi foarte bine ca femeile și fetele să se implice, iar vreau să vă aduc un exemplu că un grup am luat un grup de fete rome din comunitatea noastră și au participat la o ședință la Bălți cu rubrica Respectul de sine, unde au căpătat foarte multe informații, s-au încurajat foarte mult și au activat și ele și au spus părerea. Și uite că am auzit de la ele în urma acestei ședințe că Romanița, a fost foarte frumos, a fost foarte interesant, dar când o să se mai petreacă, uite, așa ședințe? Și chiar pe lângă asta mi-au spus așa, nu cu voce tare, dar mi-au spus că știi, visul meu este ca să fiu bucătar, iar alta mi-a spus că visul meu este să dansez. Și atunci eu le-am întrebat, dar de ce nu te duci spre visul tău? Și ele au spus că mă tem sau nu am așa mult curaj. Și o oportunitate ar fi ca un sfat ar fi ca fetele să plece mai departe la studii și să fie implementate cât mai multe proiecte și ședințe unde fetele o să fie informate și o să aibă un suport și o motivare ca, uite, să facă acei pași și să dezvolte anume ca o persoană. Din partea instituțiilor publice și anume ar fi așa un mic sfat pentru instituțiile de învățământ, ca chiar și la cele mai mici, să spunem așa, activități, fiindcă știm că școlile pleacă în alte comunități, în alte raioane, când sunt diferite sărbători și ar fi bine ca să se axeze și pe copiii romi, chiar și la o poezie, fiindcă copilul o să se bucure și o să vadă și cealaltă parte a monedei. Și ar fi foarte bine ca ei să fie implicați și să, deoarece ei așa o să se motiveze și o să vrea ca și mai departe cumva să se implice și să participe. Mulțumesc mult, Romanița. Eu cred că tu ai menționat ceva ce este extraordinar, că ai avut un model, deci o persoană care te-a inspirat pe tine și asta este mama ta. Și eu cred că noi avem nevoie de tot mai multe astfel de modele în societate care să ne inspire. Deci avem nevoie de femei active, femei lidere care să ne inspire, să inspire alte fete la rândul lor. Și ceea ce este foarte important, eu cred că când ai vorbit despre incluziunea, da, comunității rom, eu cred că este foarte important să fie această incluziune, să fie anume ascultând vocile acestor persoane, da, acestor comunități. Și prin activismul tău, tu, de fapt, ajuți societatea, ajuți să răspundă necesităților persoanelor rome. Pentru că unul dintre principiile feminismului, dacă e să vorbim despre feminism astăzi, este că nimic nu decidem fără persoana care este direct afectată de aceste decizii. Deci este important să ascultăm vocile persoanelor direct implicate,
Și în cazul acesta, vocea comunității rome. Deci asta este extrem de important și tu poți fi acea legătură, deci între care poate să ne vorbească despre dificultățile, dar și despre oportunitățile care ar putea să le aibă femeile și fetele din comunitatea romă. Și chiar cred că este important ce ai menționat tu, că avem nevoie de mai multă informare, de mai multe activități care să ajungă și acolo unde ele de multe ori, din păcate, nu ajung. Și chiar îți mulțumesc pentru implicare și activismul tău, ca și mulțumesc clar și celelalte invitate și invitați. Mulțumesc mult, Romaniță. Acum o să mergem un pic mai departe și următorul nostru vorbitor este Zahari. Zahari este un tânăr activ din Găgăuzia și mie îmi place foarte mult că noi astăzi avem o reprezentare geografică destul de faină și reprezentativă. Deci, Zahari, rolul organizațiilor societății civile este vital în Republica Moldova. OSCE-urile locale sunt susținute de parteneri de dezvoltare, inclusiv chiar și UN Women. Moldova contribuie semnificativ la procesul de democratizare, dar și la promovarea egalității de gen în Republica Moldova. Tu, fiind parte a unei organizații de tineret, putea te rog frumos să ne spui cum organizațiile pot promova egalitatea de gen și parteneriatul reciproc între și respectuos între femei și bărbați? Și care este experiența ta sau experiența voastră ca organizație din tineret în acest domeniu? Bună ziua tuturor! Alina, mulțumesc mult pentru invitație la acest eveniment, la Gender Debates Cafe. În general pot să spun că, da, situația în Găgăuzia este destul de interesantă aici și dacă vorbim de organizații neguvernamentale, noi suntem promovatori și noi suntem conectori între tinerii și între societatea mai mare, între autoritățile publice. Și ce vreau să spun că noi ca organizație începem în primul rând să facem, să creăm exemple și modele pozitive, sociale, ca să arătăm că este necesar și este foarte important să facem educația de gen în școli, adică în instituții de învățământ în primul rând. De ce? Pentru că personalitatea tinerilor se formează în etapa când ei sunt în instituție de educație și noi, din exemplul nostru, creăm modele pozitive prin proiecte, prin evenimente și prin promovare online. De exemplu, noi am făcut deja un proiect oportunități egale, implicare egală, unde noi am promovat educația de gen și egalitatea de gen și am arătat că femei și fetele pot fi parte și ei trebuie să fie, de fapt, parte societății civile și să au oportunitatea să influențeze procese sociale, procese importante de dezvoltare a comunității și am arătat prin exemple reale, pozitive, cum femei au obținut un nivel destul de mare, cum ei pot să influențeze la procese importante în viața lor și în viața comunității. Și acum avem așa fel de ambasadori în școli diferite, pentru că în primul rând am făcut așa un scop să creăm o comunitate între școli diferite din zone rurale mai mult, în special din Găgăuzia, pentru că înțelegem că aici educația de gen nu este atât de populară și vrem cumva să dăm oportunități tinerilor să implice mai mult și noi ca organizație facem așa fel de, cum am spus, exemplu, creăm exemplu, modele pozitive în echipa noastră, pentru că și noi avem, eu am în echipa mea fetele care sunt lideri de direcție organizației noastre sau manageri de proiecte și fetele văd că, iată, avem exemplu când eu ca director Centrului de Tineret Neguvernamental, am prieteni, am fete în echipa mea care tot participau în procese importante
și implementează proiecte importante sociale. Și încă noi facem promovare online de evenimente, de tot ce noi încercăm să facem, cu suportul, adică acestui impact de gender, de gen, pentru că noi, în primul rând, creăm poze unde este și fată și băiat și noi arătăm că aceasta este egalitatea, când tu poți la nivel egal să participi în evenimente diferite și iată avem exemplu că fata este pe poză și băiatul este pe poză și împreună noi facem schimbări. Și în primul rând ăsta este scopul nostru, că să arătăm că egalitatea de gen este ceva necesar și în special în zone mai dezavantajate aici pe sudul, unde nu toată informația vine cum trebuie și mai instrumente sunt mai limitate aici, pentru că sunt într-o limbă mai populară. De aceea e foarte important să creăm exemple bune și să începem să colaborăm, să implicăm și să lucrăm cu instituții de învățământ. Mulțumesc foarte mult, Zahare. Eu, în primul rând, îți mulțumesc mult pentru că ai decis să vorbești în limba română, fiind vorbitor de limba rusă, și apreciem foarte mult acest efort care a fost o alegere a ta. Eu cunosc foarte bine acest proiect și chiar cred că impactul a fost foarte, foarte bun, deoarece chiar ați ajuns în zonele rurale la persoane care poate au un pic mai puțin acces la informație. Și ceea ce ai spus tu despre imagini și postere pe Facebook, eu cred că este important, pentru că imaginile tot contează la urma urmei. Și atunci când avem o imagine în care avem tradițional reprezentat doar bărbatul, în special în funcție de decizii, atunci noi perpetuăm un pic această idee că doar bărbatul poate fi acolo. Și este important inclusiv să avem și imaginile sensibile la gen, care reprezintă atât femeile cât și bărbații în diferite postaje și în diferite roluri. Deci asta este, cred că, tot o componentă importantă și ție îți mulțumesc. Acum aș vrea tot să te întreb sau să te rog să vii cu câteva recomandări pentru tinerii și tinerile din Găgăuzia și să ne spui cum ar putea să se susțină reciproc tineretul și să creeze grupuri de inițiative sau chiar să creeze o organizație neguvernamentală, dar și unde pot fi găsite aceste oportunități, aceste parteneriate care să susțină ideile și proiectele tinerilor și, de ce nu, în special în Găgăuzia. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Alina, și în primul rând mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi în limba de stat. Dacă există așa fel de oportunitate, vreau să o utilizez și e super, pentru că noi putem să dezvoltăm abilități de a vorbi în alte limbi, în general, de a crea o organizație neguvernamentală sau o organizație socială nu este atât de important pentru tineri, pentru că, în primul rând, acum sunt destul de mult instrumente și abordări când tu poți deja să acționezi ca cetățean activ. În primul rând, educația, adică instituția de învățământ, deja îți dă destul de instrumente pentru a influența viața socială prin Consiliul de Elevi. Acum aici, în special în Găgăuzia, noi ca organizație promovăm implicarea tinerilor în Consiliul de Elevi și promovăm în autoritățile regionale mai mult să implice consiliile, pentru că ei reprezintă, de fapt, tinerii din școli și ei sunt viitorul. În primul rând, dacă tu ești tânără și vrei să influențezi cumva viața în școala ta, în comunitatea ta, în satul tău, în orașul tău, învățătorul sau reprezentantul administrației din instituția de învățământ este prima persoană care poate să-ți ajute. După asta, noi tot înțelegem că tinerii nu au până acum atât de mare credibilitate către instituții de învățământ și noi încercăm să creăm Probabil avem o mică problemă tehnică. Vedem dacă în câteva secunde îl putem auzi din nou pe Zahari.
Eu cred că o să se rezolve destul de rapid. Da, Zahare, văd că ai ieșit și probabil o să... Între timp vreau să mă aud dacă sunt întrebări în comentarii. Întrebări parcă nu sunt, văd doar cuvinte de laudă pentru participanții și participantele dialogului de astăzi. Și eu chiar mă alătur acestor cuvinte. Zahare, ești cu noi? Da, da, cer scuze. Da, nicio problemă, poți să continui. Probabil ceva s-a întâmplat, da. Cum am spus, Consiliul de Elevi și după asta, prin rețele sociale, unde noi ca organizație cum promovăm implicarea tinerilor, nu e atât de dificil, nu e atât de greu de a implica tinerii acum, și în special, dar aici în Găgăuzia, când știm că tinerii mai mult vorbesc limba rusă și tinerii mai mult stau în sat, în zone rurale acasă, ei nu au acces și probabil că ei nu au încă înțelegere ce este de a se implica activ și ce este egalitate de gen și ce este educație de gen. Și noi ca organizații neguvernamentale avem o misiune foarte importantă, că noi trebuie să promovăm activismul, noi trebuie să promovăm educația de gen și noi trebuie să arătăm în primul rând că noi suntem organizații deschiși și vrem să schimbăm societatea. Și cum am spus, de fapt, noi avem nevoie să creăm mai multe ambasadori și influenceri la nivel local. E greu de spune că tu din statul undeva din Abaclie, nu știu, o să înțelegi care este situația în Chișinău dacă o fată sau un băiat spune despre activismul, ce se întâmplă în Chișinău, ce se întâmplă în capitală, dar avem nevoie mai mult de ambasadori în zone rurale și în localități mai dezavantajate, unde tinerii văd că, uite, aceeași persoană din satul meu sau din orașul meu a devenit atât de activ și spune că și eu pot să fac parte de această comunitate activă. Și cred că noi putem schimba atitudinea tinerilor către drepturile egale și schimbări pozitive. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, Zahare, da, și încă o dată ai subliniat cât de important este să avem persoane care ne inspiră, modele de urmat și influenceri și influenceri în acest domeniu, dacă tot să folosim un cuvânt mai cool, mai tineresc. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Și înainte de a oferi ultimul sau un cuvânt de salut doamnei Dominica, o să conclud un pic să spun că cred că încă o dată discuția asta ne-a demonstrat că cât de importantă este de fapt vocea tinerilor și tinerelor și cât potențial de fapt noi avem în Republica Moldova de valorificat, nu doar mâine, dar și astăzi, pentru că până la urmă tineretul este și prezentul și nu doar viitorul. Eu vreau să mulțumesc Young Women pentru organizarea acestui eveniment. Cred că este foarte important. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc toate persoanele care ne-au urmărit și vă rog vă invit să urmăriți forumul pentru generația egalității din Mexic. Pe pagina UN Women Moldova veți găsi o serie de actualizări cu privire la acest eveniment, iar pe paginile UN Women, în general, puteți să găsiți tot mai multe informații și puteți chiar și să vă implicați. Și, nu în ultimul rând, să vă faceți voce auzită. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dominica, poftim! Thank you, Alina, and thank you to all speakers. And I'm coming out of this richer, but this is not... Dar nu este vorba despre mine în acest moment. Este important ceea ce ați prezentat. Ați vorbit despre motivare personală, despre unele cazuri, cum de exemplu Anastasia. Anastasia, care ați vorbit despre troleibuz. Deci sunt impresionată și de Romanița și de motivarea ei în ceea ce privește combaterea problemei stereotipurilor. Noi cu toții ne confruntăm cu diverse stereotipuri de gen, cum ne percepe societatea, ce trebuie să facem noi în calitate de fată, de femeie, de fată romă, de femeie romă.
Noi cu toții suntem într-un fel influențați de așteptări, dar am văzut tineri, promotori tineri. Deci haideți să vorbim despre asta, să vedem ce dorim să schimbăm. Noi dorim să nu mai avem acele tradiții vechi. Noi ne dorim altceva și interesul tuturor este să avem o viață mai bună. Deci, noi trebuie să fim mai activi, să fie mai multe fete și femei active, să avem mai multe organizații ale societății civile, să ne includem în ceea ce se întâmplă la nivel comunitar. Ce putem propune mai mult? Ce putem spune autorităților ca să ne asculte, să ne audă, să avem propuneri interesante și să fie auzite aceste propuneri, să fie luate în considerație. Și văd acest dialog ca un început al discuției ce urmează. Noi trebuie să implicăm tinerii și tinere care se interesează de ceva, care doresc să afle mai multe despre egalitate de gen. Ce este aceasta? Cum se pot implica? Este foarte important să acordăm sprijin în acest sens și noi putem face asta. Dar trebuie să fim atenți și la ceea ce se întâmplă. Să ne implicăm, să urmărim discuțiile din Mexic, pentru că acolo cu siguranță vor fi niște discuții foarte și foarte interesante. Și aș dori să vă invit în această după-amiază, la ora 6, vor fi discuții cu tinerii despre feminism, discuții cu tinerii din America Latină și din regiunea noastră și vă invit să vă alăturați la această discuție. Sunt atât de multe lucruri care vă pot inspira și dumneavoastră îi puteți inspira. Pandemia ne-a oferit posibilitatea să participăm. Totul acum este online și puteți, dacă să nu vă înregistrați, atunci să participați online. Și poate o să urmăriți pe Facebook și atunci să vedem ce putem face și în Moldova. Întregul sistem ce poate face. Important este să fim ghidați și inspirați, să ascultăm propunerile, să discutați cu colegii în comunitate și să veniți cu propuneri în acest sens. După ce se finalizează pandemia, puteți merge la centre de tineret, în școală. Care este legătura între toate problemele cu care ne confruntăm? Ce este important inclusiv pentru Young Women și pentru noi toți? Deci, vă mulțumesc pentru acest eveniment. Vă invit să vă alăturați la discuțiile din Mexic și să vedem ce ne-a inspirat din aceste dialoguri. Încă o dată, vă mulțumesc din numele întregii echipe Young Women, care a fost privilegiată să vă aibă în cadrul acestui grup de discuții și să putem discuta despre impresii personale și despre planurile noastre pe viitor. Vă mulțumesc și cam atât din partea mea. Eu credeam că trebuie să spun ceva la final. Avem chiar foarte, foarte multe sugestii pentru acțiuni viitoare, dar și
cum se spune în limba engleză, deci foarte multă mâncare pentru gânduri, da? Deci foarte multe subiecte asupra cărora noi să ne gândim, asupra cărora să ne gândim și să, de ce nu, să întreprindem ceva. Eu doresc să vă mulțumesc încă o dată foarte mult, să vă urez toate cele bune în continuare și, în primul rând, foarte multă sănătate în acest context. Mulțumesc mult și la revedere!